când începi ceva și începi să ai succes, ți-ai avalul și ai senzația că așa și trebuie să fie. Am avut norocul, cred eu, să am o ascensiune bruscă. Nu am fost gata pentru ea și asta m-a rupt din punct de vedere psihologic. Noi trăiam mai bine ca alții, ceea ce s-a terminat la 6 ani. După asta au început dificultățile, noi am rămas 4 copii cu mama. Îl așteptam pe tata, care venea destul de rar, muncea foarte, foarte mult. Mama și-a sacrificat tinerețea pentru noi. Tata era un soi de bărbat care nu putea fi comparat cu altul. Prioritatea numărul 1 este familia. Pentru un bărbat, familia trebuie să fie prioritatea numărul 1 întotdeauna. Nu ne este rușine să vorbim de Dumnezeu, știi? Eu am văzut asta de foarte multe ori. Mulțumirea este cea mai tare rugăciune în care cred. Rugăciuni pot fi multe. A decedat tata, destul de tânăr, la 54 de ani, de cancer. După care a decedat fratele meu mai mic, la 31 de ani, într-un accident rutier. A fi bun este o tendință falsă. Noi suntem buni atunci și până acolo, până unde avem interes. Dacă o faci dezinteresat, atunci tu poți să te numești o persoană bună. Mie îmi plac oamenii care sunt buni în anonimat. Aia este bunătatea autentică. Bunătatea este atunci când ai capacitatea de a ierta oamenii din jurul tău, indiferent cum au procedat în raport cu tine. A fi un bun nu este o profesie, este o chemare. Fundația a fost creată în memoria lui taică-meu, care a murit de cancer. Îi poartă numele și până în ziua de azi, îl numea Gheorghe. Fundația se numește Sfântul Gheorghe. Caritate.media este doar denumirea platformei. Mie este interesant singur cu mine. Îmi place să petrec timpul în singurătate, dar asta nu înseamnă că îmi place să fiu singur. Scopurile pe care ți le pui, trebuie să le pui în numărul de oameni care pot beneficia de serviciile tale. Banii, da, sunt efectul advers a lucrurilor făcute corect. Noi, chiar când suntem maturi, noi nu încetăm să credem în magie. Chiar având mulți prieteni, multe conexiuni care în afaceri sunt foarte importante, până la urmă oricum ești pe cont propriu. Sunt două modalități să ai succes. Să mergi pe capete, fără scrupule, să faci ceea ce alții nu vor sau se tem să facă. Am avut perioade când îmi doream ca ziua să se termine cât mai repede. Au fost și trădări și înșelăciuni. Nu știu de ce, așa m-a făcut Dumnezeu. Mergeam înainte ca locomotiva. Aveam o echipă în spate, cea mai tare echipă. Chiar în semnătura mea, digitală din e-mail-uri, nu era scris director general. Era scris primul printre semeni. Sunt un pic rebel și nu-mi place să mă subordonez. Deși sunt un jucător de echipă, nu poți face vânzări manipulând. A fost un tender mare pe piață de $1 million și l-am câștigat noi. Oceanul este mare deoarece nu refuză râurile mici. Din păcate, la noi oamenii nu știu ce înseamnă să cauți un job. Candidații care vin și își critică angajatorii precedenți, deci nu au nicio șansă să ne mirească la mine. Orice om îl poți învăța, orice. Dacă vrei să ai o echipă puternică, oamenii tăi trebuie să fie bine plătiți. Majoritatea angajatorilor nu știu care este profilul angajatului pe care și-l doresc. Eu, în general, nu citesc CV-urile, acolo sunt foarte multe povești. Vreau să vin cu recomandările mele pentru instituțiile superioare de învățământ care au o tangență cu zona financiară, economică, managerială, să revadă anumite aspecte ale curriculei. La noi, elevul sau studentul vine la universitate cu Porsche, iar profesorul cu turleu. De ce putem să ne așteptăm?